MAC-ul a apărut în perioada studenției mele. Am fost studentă în Marea Britanie și acolo, în primele cursuri de creație florală, am prins drag de flori și atunci a rămas acolo pasiunea, încât am sperat că la un moment dat voi avea posibilitatea să practic din ce în ce mai mult și iată-mă în Câmpina, făcând lucrul ăsta pentru comunitatea care m-a crescut. Modul subiectiv pentru senzația de familiaritate, la modul un pic mai obiectiv, pentru că este un oraș curat, cu aer curat, în primul rând, cred că are potențial și am simțit că e un loc care merită riscul. Și iată că suntem deja în al doilea an de activitate. Am mărit echipa și sperăm să o mărim și mai mult pe parcursul următoarelor luni și de ce nu ani. La MAC-ul realizăm aranjamente și buchete florale pentru toate ocaziile speciale din viața clienților noștri, atât în zile de sărbătoare, cât și în alte momente speciale. Pentru asta ne găsești pe strada Castanilor, numărul 2A, în Câmpina. Noi ne exprimăm spunând flori, cadouri și evenimente. Pe partea de flori realizăm aranjamente cât mai aproape de natural, de natură, respingem ideea de plastic, inclusiv la ambalajele noastre și încercăm să ne focusăm foarte mult pe sustenabilitatea produselor pe care le primiți de la noi. Pe partea de cadouri, tot ce avem în magazin, încercăm să obținem numai de la furnizori locale, acolo unde este posibil, și din România în restul lor. Iar pe partea de evenimente, vrem să aducem în comunitate un plus, să zic așa, cred că este un lucru care e relativ nou pentru comunitatea noastră. Realizăm ateliere florale. Anul trecut am avut două ediții și trei evenimente, chiar patru evenimente, unul din ele dedicat copiilor, iar din 2023 deschidem un spațiu dedicat acestor evenimente. Sperăm noi din ce în ce mai dese, pentru că am descoperit foarte mulți amatori și iubitori care împărtășesc dragostea asta de natură și de frumos cu noi. Noi am fost printre primii care am aderat la Cumpără de lângă casă. Am aflat cu mare entuziasm de proiect, am crezut în el din primele evenimente, din primele proiecte. Cred că este un proiect care ar trebui să fie benefic pentru toate părțile implicate și, ce să spun, până acum am avut numai feedback-uri de bine de la persoanele cu care am interacționat prin intermediul acestui proiect. Cred că Câmpina are o mulțime de oameni capabili care merită să fie sprijiniți și cunoscuți, cel mai important. Cred că foarte mulți antreprenori au avut feedback-ul acesta sau ideea aceasta că ne cunoaștem mai bine între noi și este o oportunitate nemaipomenită din punctul acesta de vedere. În același timp, cunoaștem mai bine și comunitatea prin diversele activități la care luăm parte, iar asta ne bucură foarte mult. Sper să creștem frumos împreună. Cumpără de lângă casă.